Vrei jocuri șmechere și ieftine? Intră acum pe G2A, link în descriere. Bine v-am găsit, băieți, la un episod din seara de Forza Horizon 4, seria voastră preferată, pe care o lecuiți foarte mult. Suntem aici împreună cu cei doi prieteni, lecturatul LKT și sălbaticul Sebi. Astăzi avem un challenge pe care nu l-am luat de nicăieri, pur și simplu mi-a venit. Dar înainte de asta, apăsați chiar acum butonul de like și nu uitați că în descrierea acestui video o să găsiți și mărciurile. Iar după ce cumpărați, să-mi dați și mie, vă rog frumos, tag pe story. Astăzi o să facem o cursă doar cu mașini de culoare gri. Dar asta ce înseamnă? Nu o să ne vopsim noi mașina de culoare gri, o să mergem pe shop și o să avem voie să alegem doar mașinile care sunt gri. Așa că nu uitați să apăsați chiar acum butonul de like, deci vreau să-l apăsați în momentul acesta să strângem. Chiar încercai să mă abțin, dar gen nu zici să până acum că vrea alb, cu mașina albastră. Albastră, da. scuze. Bine că m-ai corectat, scuze. Uite, un om foarte de treabă. Bă, deci ați auzit. Doar mașini albastre. Deci puteți să luați ce vreți voi, de unde vreți voi, dar să fie albastră. Bă, ați auzit? Le spune lor ca și cum le-ar spune nouă, nu știu cum. Nu voi! Păi nu, păi vouă! Păi, nu ne ziceai. Și când zice că bă, deja s-a auzit, păi sălbaticul zice ce zici dacă a auzit. Păi, nu mă... deci până la urmă rămâne cu mașini albastre? Albastru, da. Deci, băieți, haide să consultăm piața. Asta ar fi o variantă. De pe Auto Show, nu? Da, clar. Da, să fie roșii, da? Albastre. Albastre, găsi una... Și eu găsi cât... Bă, sunt mașini pe aici albastre. Nu nuanță de albastru? Bă, nu, albastru să fie. Na, ce vrei, acum n-ai cum. Și dacă în două culori... Ce? Dacă în două culori... Lasă și Ronu că te bat. Bă, n-am văzut, bă, superficial, bă, ca întotdeauna. Doar o mașină știi. Eu am un Koenigsegg, dar nu pot să-l iau. Bă, de ce ăsta e albastru? Eu cream că ăștia-s doar roșii. Da, e la Ferrari grasă. E la Ferrari grasă. Bă, da, la mie mi-a arătat aici 12 TDF albastru. Păi da, știu, așa mi-l arată și mie, așa e. Băi, băieți, aș face o aroganță mare de tot. Deci cred că știu ce mașină iau. Mare de tot. El făcu așa o aroganță mare de bă, să-i pe cerc, bă, da, prost sunt. Bă, și eu știu ce iau. Dar o să încerc să iau puțin mai ieftin, că e cam scumpă. Bă, grasă, cât de scumpă ea? Bă, dacă așa ar fi oanie... Nu pot să spun, nu. Păi ai știi ce mașină iau? 2 milioane. Da, mă, bă, dă-o încolo. Da, bă, noi știm toate mașinile, ce? Mergem pe nu pot să vă spun. Dar trebuie să le lăsăm și albastre? Da. Da, clar, păi, știu ce mai e. Bă, hai că e cei mai ieftini. Zic la să cât costă. Nu cred că vă vine să credeți, dar... Mă, clar, în Sena e albastră, așa, cu negru. Ce? Bă, hai că o să dau 1 milion pe asta. Uite, mă, costă 1 milion la Auction House. Ce, mă, Auction House? Nu. Bă, tu, păi tu crezi că ăsta așa de neoriginal ca știne, mă? Da. Băieți, am băgat o groază de bani în episodul ăsta. Vai de capul meu. Bine. Au fost episoade mai scumpe, dar... Am zis, băi, că merită. Dacă nu fac pasul ăsta, n-are cum. Hai să vedem. N-are cum să dea înainte, fraților. Vreți să modificăm tracțiunea și motorul sau cum doriți și voi? Băi, omul la motor nu pot să umblu. Păi nici eu, cred că. Dar tracțiunea vreți să modificăm? Mă, prieteni, aș spune că da, dar aș spune și că nu. Dacă aș și găsi, am uitat. Păi de ce mă-ți lua șarpa 4x4 sălbaticului? Păi tu ce credeai? Da. Atunci, hai să modificăm. Dacă își lua sălbaticul 4x4, știi? Da. Bă, n-am de unde să știu dacă e 4x4. Nu e, păi nu și-o lua el. Ce dracu. Ce o lua altul? Da, bă, nu știu. Bă, eu văd bine. Bă, ați auzit de Forța Steaua? Hei, hei. Da. Asta-i țeapă. Mai de cap eu câți bani dă-i pe aia și nu pot să-i fac aproape nimic. Bă, nici la motor nu pot să-i umblu, voi știți? Nici la tracțiune, la nimic! Hai, papă, grasule, salut! O rugăminte am, dacă se poate. Să faci și tu cursa pe vară, că și așa, după ce că e acum e. De ce, prietene? Nu, pe iarnă am făcut-o, nu mai pot să stau. Mamă, iarnă ai făcut-o? Minte, mă, fiți-ar prost, al dracu.
păi bine, prostule, nu mai face pe iarnă. Face al acum pe iarnă. Vezi că ăsta, dacă fac, o fac pe iarnă, Andrew nu mai stă. Ori nu mai filmez deloc, ori filmez pe iarnă, frate. Păi... Mă înțeleg, ce zice ăsta aici? Bă, hai că eu sunt gata, acum îi vopsesc doar jantele și... Bă, eu nu sunt gata. Ce jante, mă, mă nebuniși. Într-un șepta ar, pă da cu numere, pă da uragan, trotutu. Aole, ce mașină mișto am luat, dar... În momentul când intri în Craiova și auzi sunetele sabilor și da. Bă, hai, ieșiți afară, oștenii mei. Bă, că nu terminai, bă. Bă, tu nu terminai? Bă, păi și ce cursă facem? Salbaticule, tu ai făcut doar o cursă, nu? Nu mai am o cursă, nu. Da, ok. O să... Cred că o să facem colosul și nu vreau să ne întindem prea mult, a? Eu știu. Motorul nu... Mă, ce are mult de tremur așa, relantiu? Ma, ha! Nu jigler în baie, bă. Eu n-am nicio șansă cu asta, mâncavaș. Bă, deci nu schimbă motorele, da? Nu. Nu să n-am nicio șansă. Uite ce mașină ai. Ia uite grasul, pe Ford GT, pe ăștia. Mă jur. Băieți, intrăm în cursă cu mașina asta care are doar o singură treaptă de viteză. Nu știu de ce. Bă, ce e drept, se și duce mult, dar nici nu cred că are un top speed foarte mare. Ce mașină are ăla? Nu știu, mă. Ia, ghicește. Începe cu capa. Koenigsegg. Bă, dar cum? Bă, e mișto. Ce Koenigsegg și lua, mă? Nu e Koenigsegg. Raghera. Raghera, mă, și lua. Da, l-a văzut și eu, dar zisei că nu dau banii pe. Bă, sincer, nu mă așteptam. Bine, bă, sincer, e cam turcoaz, grasule. Eu ce-ai zis să-i? Ce turcoaz, mă, e albastră, sunteți nebuni. E turcoaz, frate. Băieți, scrieți în comentarii ce culoare e, că ăștia sunt daltoniști. E turcoaz, e ca Pinky lui Andra, nu fii prost. Da. Nu e, bă, a lui Andra e mai verzuie, asta nu e. Bă, nu fii nebun, grasule, că ești nebun pe culori. Bă, dar pleacă greu, bă, după loc asta a mea. Pleacă și cu ăsta greu, bă. Hai, care la ultimul, mă? Ăla cu mașina șmecheră, mă. Aaa. Ăla cu Koenigsegg, nu te lua de el, că o vinde, mă. Păi să știi că aș vinde-o, da. Ce făcuși, mă, de nu știu. Puh! Să mă cac pe tine! Să mă cac pe tine, de nesimțit! Dă-mi bot în bot, salvaticule! Dar cu geniuri am dat-o în bot în bot, cum ar veni? Păi cum, reușit să. Păi eu încercam să redresez mașina și el veni cu viteză. Bă, dar accelerează aia greu, mă! Nu fui intenționat. Adică accelerează bine, dar nu știu. Orșor. Uite, uite! Îl iau, mă? Îl iau. Păi, dar schimbai greșit treapta. Eu am doar o treaptă, bă, de ce zici că sunt cu automata? Hai, dă-te, pișamaș, hopa. Bă, da ție, nu scăzu eleronul. Și greu în baie. Nu, e iaiurea că... Maha. Da. Ce grăsule? Căzui cu ea. Pa, bă! Uite că sunt jos și eu. Deci fix lângă curba asta e o baltă. Bă, n-am căzut niciodată în balta aia, mă jur. Păi cine a căzut până acum? Nu, e, nu, dar e iurea că știi care e treaba. Ca să ia viteză trebuie să te lași pe ea și nu poți să te lași pe ea. Mi-e place și că ha, 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 căzut în baltă. Bă, mai ușor, nebunule. Nu mă vezi tu pe mine că de tare se intră în curbe, bă. Poate-i fac, da. Fă-o și pe asta, bă. Dar eu eram cu o singură treaptă că n-are putere subturată, n-am ce să-i fac. Dar cine știe ce-i făcut tu pe acolo? Nu-i făcui, mă, că nimica, că nici nu puteam să o modific, ești nebun. Mamă, 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 Raghera, ce mi-ai făcut tu mie, Raghero. E Raghera, dobitoc. Raghera, Raghera, să mă cac pe ea. Tu ai revelat, nu așteptași? Nu, bă, dar nu prea fuge asta așa. Hai, bercică, hai. Nu, po, nu. De ce dai, mă, mine, nesimțitule? Nu pot să o țin în frână de motor, n-am ce. Bă, ești pe GTA, bă! Bă, calmează-te! Bă, ce ai vrea, mă, că nu pot să-i dau și o frână de motor, nu pot să-i dau nimica. A, cât de bine stau lui pe curbe față de a mea, pe șamașpel. Păi dacă o loviși,
Oh, nebuno, ho! Deci sub 3 minute durații. Acum poți da o talpă. Salut, Grasule, tu pe unde ești? Bă, sunt în spate, mă. Na, aiurea că nu pot să-i dau frână de motor. Vai de mine, ce aiurea e. Nu credeam că o să-i se întâmple așa ceva frână. Da. Ce fericit e că mai câștigă și el. Bă, n-am văzut așa ceva, bă. Bă, bă, egoist ca sălbaticul ăsta și-n crezut eu n-am... Bine, că mai știu și calicul. Ce? Bă, nu câștig dobitocule cel mai probabil, că nu am top speed. Mamă, se ridică de la sol, ești nebun. De când ai mai câștigat, bă, băiatul vreo cursă, bă? De cred că la ultimul sau penultimul episod, dacă nu mă înșel. Da, ești din gură că nu știu dacă o să mai câștigi vreo cursă, bă, da? Am câștigat o cursă, prostule, de nici nu știu de când. Și dacă am câștigat? Ia, ce faci dacă ai câștigat? Îți iau roaba aia de mașină? Vrei să-mi dai muie la șoacă? Dacă ai câștigat? Aoleu, aoleu. Educație, băieți, n-aveți ce, așa se întâmplă că dintr-o familie de bețivi și de ăștia. N-ai ce să faci. Acum vorbești despre tine sau ce? Nu, pe de tine. Păi nu, că te-au zis cu familia de bețivi care sunt bătuți când erau mamă. Bă, da, se duce pe a 360, n-ai nicio treabă, 370, 380. Ia uite ăla ce tot fidare și se plânge. Păi da, mânca să ași, dar eu doar, eu pe autostradă îi luai pe ăștia. Păi da, că în rest nu știi să o controlezi. Nu știi, ia controlează-o mă tu, ia să te văd eu cu ea, hai. Să vezi cum e cu ea subturată. Că nu, ia iurea. Da, mă, ce mi-e că îl făceam pe sălbatic dacă nu lovea mașina asta. Scuze, bă, te puse eu să o lovești. Păi, dar nu mă puse și l-am lovit prost. N-am putere! Asta mă... De ce te duci pe mine? De ce te duci pe el? Mă, dar grasul, tu la câte secunde ești de noi? 31, n-am, bă, ce e aiurea, nu. O luai prost de tot, nu mă așteptai că nu se tunează, nu se ăștia. Nu mă așteptai. Păi, că nici a mea nu se tună, deșteptule. Bă, la motor? Da, la motor nu se tună. Dar la ce tunași tu? Cred că grasul n-a câștigat curse cu noi cât a luat DNF, bă. Bă, ia stai, cum să se tuneze măclarul ăla, tu ești nebun, ce? Mă, ce, nu putui să-i schimbi motorul? Lasă-mă, eu nu putui să-i pun nici filtru, n-auzi, nimic. Asta a avut tuning doar pe tracțiune, dar gen să-i modifici pe la cutie alea. Bă, ce, mă, nu știa DNF, mă, cum? Ba, mi-au, mă, mi-au. Îmi iau, îmi iau, îmi iau, că n-am. Uite și tu la ea. N-am ce să-i fac, bă. Râdeți ca proștii, bă, că n-am ce să-i fac. Să vă văd, mă, și pe voi într-o cursă cu ea. Frădată. Să vedeți cum e. Băieți, sunt niște proști, ăștia n-am văzut. Deci... Grasule, am o întrebare, bă. Tu crezi că o să mai câștigi vreodată? Băieți, cam atât cu acest episod. Nu uitați să apăsați și voi butonul de like. Asta este când joci cu niște proști. Noi sigur ne vedem data viitoare, pa, pa.